Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul Popi de la Straia. Sunt alături de prietenul meu. Vă salut, prieteni. Prieteni, vă zic și eu ceva. Știți cum venea păcală? Știi, Popi, pe păcală? Știi pe păcală, dar... Ușa în spate, prieteni, așa venea păcală. Uitați-ne și pe noi, prieteni. Ca păcală, prieteni. Venim cu ușa de la Severin, cu ușa deschisă la mașină. Am luat ușa pentru patroana la camera, la patroană, nu? La camera la tata. La domnul Leo? Da. Așa. Ca păcală, prieteni, cu ușa în spate. Am fost și am luat colțarele, ce ne mai trebuie, materiale, da, cu mașina asta. N-am mai luat transport. Că ne-a cerut omul acolo, era unul în parcare, 300 de lei până la Straia. Nu lasă pe aia 300 de lei. Că mergem noi încet. 300 de lei mâncăm noi câte o pleșcăviță, bem câte un Pepsi. Nu? Da. Păi da. Mergem încet așa, lasă încet. Mergem încet. Liniștit, ajungem încet, dar sigur noi ajungem. Ușa nu știm dacă ajungem. Noi ajungem. Păi dacă ajungem noi și ușa ajunge bine, că n-are nimic. E aceea. E aceea ușa. Noi ajungem, prieteni, ușa. Nu știm dacă ajunge. Dar noi o să ajungem, cu siguranță. Cu siguranță. N-am luat decât ușa și aceștia. Asta pentru că era tot în drumul nostru, pentru că noi am venit să rezolvăm niște acte, să plătim niște facturi. Pentru că erau facturi destul de mari și am venit să le plătim la set. Asta... Deci noi o să ajungem. De ușă nu promitem. Hai mă, o să nu mai avem puțin până acasă să ajungem. Păi tu știi că țiganii se neacă la mal. Măi spune-și. Mergeam pe jos și ziceam unul la altul, bă, nu mai pot, dar eu nu mai pot, dar eu nu mai pot. Era mare, bă, și mâncarăm repede. Am mâncat pe grabă, prieteni, pe fugă. Ca să rezolvăm, să terminăm, să grăbim. Să dai bătaie, zicea patronul. Hai, lasă, ce, dar vino repede. Când îmi suna patroana, unde ești? La Prunișor, cobor pe malul, da. La Prunișor, cobor pe malul, da. Pagani Zonda Air. Întotdeauna te va depăși o dubalbă. O dubalbă? Da. Deci, frate, poți să ai ultimul 65 AMG Twin Turbo. Așa. Întotdeauna să mai găsi o dubalbă să te depășească. Nu cred. Nu crezi? Uite, mâine vin la Severin să mă plim, să văd dacă mă duc în ce de... Mâine mergi la Severin. Aceeași dubă. O să te depășească o dubalbă. Fac pariu cu tine pe cât vrei. Oriunde ai merge în țara noastră, cu orice mașină ai fi, nu vei sta tu să depășești dubalbă. Dubalbă te depășește pe tine. Păi de ce? Pentru că nu contează. Că de exemplu, eram, mă duceam când eram eu în vremurile alea, de eram noi bine, și eram cu un S550 4Matic. Deci atenție, motor de 5500 benzină. Și? În fața mea, coloană de tir. Așa? Bineînțeles că eu fiind responsabil, nu intru depășire. Corect. Mă, oameni frumoși, unii vei codei. Mă depășești întâi pe mine și după aia toată coloana. O fi și așa. Deci eu aveam 5500 4. Păi dacă tu stăteai pe loc, cum să nu te depășesc? Eu stăteam pe loc, mergeam după tirul nebunului. Cu motorul de 5500. Înțelegi? Uite, acolo se află și mașina lui Marița, e pe o parte, uite, o vezi? A, e la servis? Uite, acolo, acolo. Aia, albastru. E la servis? Da, e la reparat. De câți ani? De 2 ani. Serios, de 2 ani? Eu am zis la mișto de câți ani. Da. Eu am zis la mișto pentru că cunosc același servis. Știu că a fost odată, bă, frate, nu știu câți ani a stat pe Dacia Papuc acolo pe rampă. De
Deci toată copilăria mea a fost Dacia aia Papuc acolo pe rampă. Să ne ai minte. Mai știi Papuc ăla de la rampă? Nu mai știu. Mai era un Papuc alt, dar bine, tu nu vorbești acum că știi că e mașina acolo. Nu, ferească Dumnezeu. Nu știu. Ce să-mi fac aici restaurant, la ieșire? Cu ce facem? Ca să faci mămăligă trebuie să ai mălai. Să pun cortul meu gogoș aici la ieșire. E parcare. Altă nebunie. Iar mă bage Marița acasă. Da, mătura. Iar zice, bă, papi, iar e nebunit. Da. Să știi că ar fi ceva acolo. Să știi. Bă, hai că n-am stat. La cât am plecat? Am luat 12.30. 12.30. Și acum, uite, e 5 fix. Da. Hai că n-am stat. N-am stat 4-5 ore. Dar 4-5 ore am rezolvat tot. Păi trebuia. Deci a fost astăzi o zi productivă. Ai obținut și un cadou, a? Am obținut și un cadou, nu mai spune tare. Păi am spus doar cadou, n-am spus. Atât cadou. Nu mai mult de dezvăluit. Ăla bonus, ăla pe lângă, nu ne-am așteptat la el. Păi știi tu, papi, când pleacă doi băieți la drum să facă treabă, fac treabă. Să face treabă. Dacă îmi pleci cu Romneaua după tine cu nevasta, tragi la umbră, cum ducea cu aică. Nu mai trebuie trage inima să faci ceva. Ca să faci, să rezolvi, să spice și ție ceva, trebuie să alergi. Alergi. Și cum să alergi dacă, de exemplu, te dau pe tine exemplu și tu mă dai pe mine, da, dar ne dăm pe altul. Da, zi. Dacă tu te duci și zici, bă, Mariță, hai să intrăm până în mall, că parcă aș întreba. Și zice Mariță, au, că ai mai jas, du-te, hai dacă avem treabă, care? Ai copii. Hai da, care, că am vasele de spălat, că nu le spală Mariță, le lasă în ghiuvetă. Și atunci, mai faci ceva? De unde? Hai de care? Nu mai faci. Dar eu dacă merg cu Georgiana Severin și zic, fă iubire, hai până acolo, că știam eu un om de mult care parcă făcea treabă. Și ce știi tu, dăm de mult, ori să zici, hai că avem altă treabă. Și nu mai faci. Nu mai faci. Dar așa când am fost cu tine, când ți-am zis, papi, să merg, ce ai zis? Du-te! Du-te singur! Du-te! Încearcă! Du-te, încearcă! Și unde ne grăbim? Hai da! Și unde mergem? Ce facem acasă? Da. Exact așa zis, prieteni. Și ce facem acasă? Hai da, du-te, încearcă! Uite, am ajuns și la noi în orașul tuturor posibilităților de pe lume și de pe Mapamond. Iar zic Mapamond. Da. Deci vezi, asta înseamnă să fie unul în spatele tău, să-ți dea curaj. Du-te, dă-i facturi fictive! O, nu mai spune așa, că nu e așa la evaziune. Bă, nu, dar cum au făcut țiganii bani de mult? Dacă nu era altul să le zică. Dacă n-audea la altul. Dar cum făceau țiganii? Ha, să dau facturi? Aaa, de ăla de ce ai băgat, da, făcut așa. Așa. Așa era treaba, prieteni. Se întrebau în sinea lor, să mă duc oare să fac evaziune fiscală? Și era altul lângă ei, tu te frate, fă evaziune fiscală. Cărnadăra, ai sus. Cărnadăra, exact așa. Cărnada mai sus! Bravo! Deci cu vorba asta... Cărnada mai sus! Bă, exact! Deci asta era cea mai puternică vorbă! Cea mai... cel mai mare... Când cineva așa era și-a făcut aici în casa! Făceai miliarde, făceai când spune cărnada la sus! Bagă un curte ca să te ușor jos! Uitați de acea ușă! Uitați! Când dacă ai zis cărnada la sus! Ăștia că intrăm râzând zic sau drogă. Adică făi nu se indica. Făi nu se frică, ce are, ce se întâmplă? Nimica. Ce se poate întâmpla? Nimica. Mamă, de câte ori am auzit vorba asta? Asta era pe primul loc. Asta era pe primul loc. Tot. Hai da, Nadara. Mai spune cine mama acum așa? Nu mai zice nimeni Nadara. Nu mai zice nimeni. Nimeni, eu n-am mai auzit să mai zică vreunul Nadara. A mai zice vreunul așa ceva în străia aia? Nimeni. Nu te mai cheamă nici să mănânci, mă. Doamne ferește. Dar mi-te să mai faci bani. Vai de capul meu. Uite aceste acte aici. Acolo să fie acelea de acte.
Marița, mai stai și tu acolo în gazdă să mai filmezi și eu 3-4 minute cu ursul. Căr, da, dar ai sus. Cheamă oamenii. Păi lasă ușa jos, dar nu o să ții ăla așa de nebun. Aici da. Aveți mostra de culoare. Da. Hai cheamă doi oameni să dăm jos ușa. O punem în seara asta? Deci, dragi prieteni, am fost cursul la Severin. Le-am adus această ușă pentru domnul Leo să-i facem dormitorul. Colțarele ce mai au nevoie pe la casă, la interior, la oameni. Adezivuri și multe alte treburi foarte s-au rezolvat. Și aici Leo e în construcții. Marș! Are foarte multe materiale. Trebuie să terminăm. Leo e la spital, din câte știți. S-a operat de fere, era foarte grav. Ferea, da, acum e stabilizat de doctori. Este bine, îi mulțumim lui Dumnezeu. Las-o afară dacă nu o puneți în seara asta. E Leon, al nostru cărna, dar a sos. Atât, atât, nu tăiați cartonul. Nu tăiați cartonul, poate îl vrea oamenii înapoi. Cărnadar a sos. Cartonul ăla ne trebuie să-l punem pe barbiz de dimineață. Da, să vă zic, una așa, una așa. Una așa, una așa. Deci băieți au plecat, a terminat, am ajuns exact la sfârșit. A, bă, ursule, am ajuns. Exact. Să ridic scaunele, vede mama mașina așa și mă distruge. Te distruge, să știi. Da. Cum ești, mă, ursule? E frică acasă. Mi-ai frică la Severin? Mi-ai mai frică la Severin, da. Mi-ai mai frică. Unde mi-am pus telefonul celular? Aici. Mă sună patroană. Da. Gata, prieteni, am ajuns acasă, acum ne facem câte o cafeluță, nebună o cafea acum, nu? La ora asta mai băgăm cafea. La ora, băi, 5. Păi 5? 5, măi, jumătate de zi. Hai, mergem la... La unde? La... Unde, mă, mai ei, frate, lasă-ne aceea, uite, mergem acolo frumos. Mă sună Marița să mergem la Tarzan. Bă, frate, eu doar ce am venit din Severin, unde mă duci? La Neamul. La Neamul mă duc că sunt obosit, că sunt odinit, bine îmbrăcat, parfumat. Da. Așa te duci la Neamul. Uite, eu așa merg. A? Eu așa merg. Măcar, nu știu, mă duc să mă schimb. Uite ce e pe mine. Păi și ce fac, te sun, vii? Mă suni, nu vin, dar mă sun. Nu, eu sunt sincer, de ce să zic? Păi nu, am să știu să zic ce. Așa, din politețe, da, da, vin, ha, așteaptă-mă pe aia mine. Aia nu are rost. Nu vin. Adică păi mă duc. Mă inviți tu, dar măcar să mă invite ei. Tot aia, mergem nu-i împreună. Aia. Nu-i tot aia. Nu știu. Dacă te sună acum, de exemplu, Dori și zice, bă, hai, vii la urs. Nu merge. Parcă nu mai e tot aia. Nu-i tot aia. Nu mai e tot aia. Nu? Nu-i tot aia. Înțelegi? Că nici eu nu pot să te sun acum să zic, hai, da la Pintea. Ce facem? Cum băgăm ușa de la Severin, titlu? Da. Ușa de la Severin? Ușa de, nu, ușa lui Păcală. Ușa lui ursul adusă de Păcală. Atât am fost și noi, prieteni. Nu uitați să vă abonați la Papi. Lăsați un comentariu frumos. Omorâți butonul ăla de like. Și v-am pupat, prieteni. Dragi prieteni, vă pupăm cu atâta și revenim cu alt vlog mâine. Hai. Dar nu cu altă ușă, cu alt vlog. Cu alt vlog, nu cu ușă. Hai, rămâneți aproape.